Băuturile pe bază de cofeină sau alcoolul sunt cele care trebuie evitate în aceste zile caniculare, însă nu sunt mulți cei care respectă recomandările medicilor. Despre cât de rău ne pot face anumite alimente și băuturi consumate în zilele toride, ne vorbește chiar acum profesor dr. Diana Cimpoeșu, coordonatorul PUS Murdiaș. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenție. Bună dimineața! Bună dimineața! La ce trebuie să fim atenți, doamna doctor? Da, consumul de alcool în zile de caniculă poate duce la situații foarte grave. Avem un pacient care a fost găsit comatos în stradă cu o alcoolemie peste 100 de miligrame la decilitru, dar și cu o temperatură de 41,4 grade, deci hipertermie. Cel mai probabil a consumat alcool, a devenit inconștient și rămânând afară, temperatura corpului a crescut foarte mult. Starea lui e gravă, este comatos și un prognostic rezervat. Alte cazuri de insolație au provenit de la lipsa consumului de apă în cantități suficiente. O femeie a ajuns cu insolație, expunere la soare și în același timp deshidratare, cu scăderea sodiului, deci un electrolit care se găsește de obicei în apa minerală și într-o serie de alimente. Și în același timp cu deshidratare, ceea ce înseamnă o lipsă a aportului de apă. Aceste două lucruri sunt extrem de esențiale în această perioadă. De asemenea, evitarea efortului în căldură între orele 10 și 17, mai ales cei care vor să lucreze în construcții, în agricultură, trebuie să evite aceste ore și, evident, trebuie să se protejeze, trebuie să consume cantități mai mari, mult mai mult decât 2 litri dacă fac efort fizic. Și pentru cei care fac sport, de asemenea, cantitatea de apă, apă cu săruri minerale trebuie să fie mai mare de 2 litri, putând merge până la 3-4 litri de apă în 24 de ore. Cei mai fragili sunt vârstnicii și cei cu boli cronice, boli cardiovasculare, boli metabolice, care trebuie eventual să sune medicul de familie sau medicul curant și să ajusteze și tratamentul zilnic situației actuale. Pot fi necesare cantități mai mari de medicamente sau, dimpotrivă, scăderea cantității de medicamente a gramajului fiecare zi pentru anumite medicamente luate în mod cronic. Și pentru a fi evitate toate aceste pericole, cel mai bine ar fi să evităm și noi, la rândul nostru, expunerea la soare în intervalul acela orar periculos. Da, evident, 10-17. La fel pentru vârstnici, pentru cei cu boli cronice, pentru copiii foarte mici. Și dacă e foarte cald în apartament, o pădure, un parc, malul unei ape poate fi locul potrivit. Și să nu uităm să vizităm persoanele singure. Dacă știm că un vecin, o rudă, un prieten locuiește singur și mai este și bolnav, el trebuie sunat, trebuie apelat, pentru că s-ar putea devine inconștient, devine imposibil pentru el chiar să ceară ajutor, chiar să sune la 112 și atunci singura modalitate este intervenția, fie a autorităților, fie a familiei, a prietenilor, în căsuțe departe de centrul unei localități sau în apartamente care se pot supraîncălzi. Vă mulțumesc foarte mult, doamna dr. Diana Cimpoeșu, pentru intervenție și pentru toate aceste sfaturi pe care ni le-ați furnizat.